Ik zit hier met een jonge dame, ze heet Lucie. Zij is betrokken bij dit kinderproject in Sint-Gerais. Lucie is zelf deelnemer geweest aan een van de Dorcas kinderprojecten in Moldavië. En nu werkt zij in zo'nzelfde project mee als vrijwilliger. En ik ga haar een aantal vragen stellen. Ik ben een vriend van de Sint-Gerais. Ik heb een schotende familie, mijn dievchel, vulnerabel. Tatăl meu era alcoolic, el a venit acasă și a omorât-o pe mamă, dar unica speranță și ajutor am găsit aici, la Elim, și astfel deja am introdus și eu și particip și eu în acest proiect. Consider că proiectul a influențat viața mea în cel mai bun și pozitiv mod, deoarece am observat aceasta și în viețile celorlalți copii care vin la Elim. Copiii se dezvoltă și fizic, și dezvoltându-se fizic, deja se dezvoltă și mental. Și venind duminică de duminică aici la Elim, se dezvoltă și spiritual. Când ești dezvoltat din toate punctele de vedere,